Eu nu sunt... Dar... Să-mi dau eu câteva momente, dacă se poate. Las consilier, domn președinte, domn primar. Festivalul Filip Tăgărașcu, anul ăsta... Dacă scoate mic atenție, da. Festivalul Filip Tăgărașcu a violonistilor anul ăsta se trece 11-a dată. El se trece odată la 2 ani. Se trece din 92, a început aici la Costești și etap raional, pe urmă județean și în sfârșit vreau zic că i-au dat statut de Festival Republican Național. Asta eu cred că este o mândrie pentru statul nostru, pentru că a mai fost solicitări, iar eu vreau să spun un episod, al domnului Nicolae Vodgros, că tăticul lui tot la sud, adică a fost un jurist de bază. Totuși, comisia ministerială acolo a hotărât festivalul național pentru tăticul meu, adică pentru Filip Tăgărașcu, pentru că atâtea melodii, 300 de melodii, le-a scris folcloristul Andrei Tamazăcaru și le găsesc. Se găsesc, de exemplu, în comoara folclorului, adică la conservatoriu, după care studenții învață și sunt și cărți, acolo armonie, dacă ați văzut, poate sunt cărți făcute cu fotografia tatălui și cu melodiile puse pe note. În afară de asta, vreau să zic că s-a editat o carte, care deja, nu mai sunt aceste cărți, Rapsodul Filip Tăgărașcu, care se numește cartea, autor Dumitru Blajenu, dacă s-a auzit de mâna lui, a fost, vreau să zic că e conducătorul orchestrei folclor, acum e Petreanu, care și acompaniază acest festival prestigios. Vreau să vă spun că acum, nu de mult, adică până la masă, am venit de la Raion, acolo s-a discutat, se face, se reeditează încă o dată cartea Filip Tăgărașcu cu brăzâncă suplimentare acolo încă 20 de melodii a tăticului și acolo se mai introduce, adică toate edițiile care au fost petrecute. Așa. Propunerea noastră este, brăzâncă, la ediția a 10-a, Consiliul Local, noastră s-a tărât, atunci era domnul Bortă. Gâncă. S-a tărât atunci, 20.000 de lei. Vreau zic că divizul de cheltuieri pentru așa festival, încă, adică spun, ăștia de la Raion, încă adică e mic. 20.000, banii nu e loc în nimeni, nicăieri. Vreau zic că eu s-o pot că noi o să facem anul ăsta pentru compartimentul copiii, îl facem aici la școala muzicală, care e numele lui Filip Tăgărașcu. Și banii o să-i mâneze. Primăria, cine o să gândească aici? Primarul, cu este cine răspunde de, răspunde de cultură, iată domnul Tudor o să mâneze premii, eu o să mânez ca fiu și mai departe. Vreau zic că o să plătească juriu, o să hrănească copiii ăștia, vreau zic că o să fie de la liceu, vreau zic că două, vreau să vă spun că nu se compară liceul cu școli muzicale. De atâta au fost solicitări din partea liceurilor și din partea școlilor muzicale, vreau zic că să fie două compartimente, cum s-ar spune, pentru copii. Compartimentul liceu, vreau zic că au un nivel mai înalt, aceia primesc premiile lor, iar școlile muzicale, atunci este o discrepanță de, mă rog, poate să nu câștige nimeni de la școli este muzicale. Că la ce prea poruncesc acolo să vă dați seama. Acolo sunt profesioniști. Și iată, am venit cu și intervin cu rugămintea, dacă este posibil, să alocați această sumă de 20.000, ca și de data trecută. El, ca vorbești cu doamna contabilă, doamna Elena, el o răzic aici, el nu se pierde gândirea, de aici voi le dirijați, adică le dirijează primăria, noi facem pentru copii, adică suma asta, pentru cei maturi, se face din suma care o alocă, răzic, Consiliul Raional. Acolo suma, desigur, e mai mare, 60.000 și Ministerul de Cultură alocă, întotdeauna, răzic, 10.000. Ei sunt cei mai săraci.
Ești numai cu se solide flac. Dar unde se putește? Vreau zic că pentru matură se treacă tot mai bine, din cauza că el trece până să facem reparații în casa de cultură. Noi toți tindem pentru aceea că dacă să fie reparația făcută, să-l trecem la Baștele și să-l facem aici. Dar, din păcate, pentru copii îl facem în școala muzicală, dar pentru... Dar copiii sunt până la 17 ani. Adică, unul la liber. Da. Care sunt toate case de cultură? Vă reparat pe aici, cum se face? Rușel, se vadă lume, se vadă satul. În fața case de cultură. Nu e. Vă spun o chestie, că ar fi bine dacă ar fi vară, de o pildă, da? Dar noi trecem pe data de 8 decembrie pentru copii. Și 9 decembrie la Iloveni, pentru că în decembrie cred că deam o iartă, nu? Și vă dați seama că pentru Viorești trebuie căldură la ei. Da. Eu vreau să propun cineva, adică devizul e de 20.000, cum am înțeles. 20.000, da. Doamna Maria, care sunt posibilități? Am trecut care a fost. 20.000, eu vreau jubilea. Tot 20.000. Tot 20.000. Propune tot așa jubilea. Tot așa e sub. Posibilități. Domnul posibilitate, dar să întrebăm posibilitățile. Întâi. Și pe urmă, domnule, o propune. Păi da. Eu am dat cuvântul lui Maria Petrovna. Posibilitățile nu mai sunt alți. Casar. Maria Petrovna, vă rog să spuneți posibilitățile. Vă spun așa cum este, practic, posibilitățile în casă și de an sunt foarte mici. Sunt foarte, foarte mici, practic, nu că mici, dar noi încă suntem multe achizări îndatorate. Care, de ce ea, practic, oricare leu și oricare... 20.000 e normal, da? Eu nu spun că e normal. Eu zic că, practic, parcă ar fi și mult 20.000, fiindcă nu avem la articolul banii ăștia. Noi avem și trebuie să ne gândim de unde să-i luăm. Vreau și eu să mă exprim, stimați consilieri, satul Costiești, dați-mi voie dacă, domnule, satul Costiești trebuie să mândrească, că a avut așa un populist, un lăutar, care acum toată Republica știți pe tensul. Noi nu avem așa vedete mare, să vorbim așa cinstit, în sat. Nu avem doctori de știință, nu avem oameni turnați. Avem un om care a dus un cor nostru în Republică. Deci încă 20.000 de lei, asta e socot că e normal. Așa că eu propun ca să iei 20.000 de lei. Dar vreți să spui? Da.